Măsurile organizatorice cele privind creșterea capacității de luptă a inspectoratului s-au reflectat în modul de îndeplinire a misiunilor la cele 2318 intervenții, din care 284 de incendii, 229 arde necontrolate, 1222 de cazuri smurt, 330 alte situații de urgență, misiuni pirotehnice, fenomene meteo, înlăturarea efectelor inundațiilor, 112 acțiuni pentru asistența persoanelor, 141 acțiuni pentru protecția comunităților, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulație pe timpul desfășurării evenimentelor publice. Comparativ cu perioada sau cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul situațiilor de urgență a crescut în această perioadă cu 119%, aceasta datorindu-se serviciilor medicale de urgență care au participat la foarte multe intervenții în acest an, după cum v-am precizat. Pe timpul intervențiilor au fost salvate 225 de persoane, 122 copii și 103 adulți și protejate bunuri materiale în valoare de peste 30.190.000 lei. Tot pe timpul intervențiilor au fost salvate o serie de animale, păsări. Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri și instalații în valoare de peste 21 de milioane de lei, pagubele produse pe timpul intervențiilor fiind estimate la 2.730.000 lei. Rata intervențiilor la 100.000 de locuitori a fost de 429, iar la 1.000 de kilometri pătrați de 579. În urma situațiilor de urgență, cu părere de rău, 26 de persoane au decedat, 7 în urma incendiilor, la celelalte în urma accidentelor de circulație produse pe teritoriul județului Dâmbovița. Pe timpul inundațiilor produse în țară, efectivele unității noastre au participat la salvarea bunurilor materiale și la înlăturarea efectelor inundațiilor în județul Suceava și în Republica Moldova. Unitatea noastră a participat de asemenea la foarte multe acțiuni publice, luarea tuturor măsurilor de prevenire stingerea incendiilor pe timpul desfășurării acestora. De asemenea, la fiecare acțiune sportivă, participăm împreună cu jandarmii la luarea tuturor măsurilor care trebuie să fie luate pentru întâmpinarea diferitelor evenimente negative.